Vladimir Putin cu tremură întreaga lume A anunțat acum Vladimir Putin a afirmat că modelul de globalizare, creat în mare parte de către Occident în urmărirea propriilor interese, este unul învechit. Din această cauză, spune el, țările occidentale se află într-o criză profundă. Liderul de la Kremlin a ținut un discurs adresat participanților și invitațiilor la forumul internațional Primakov Readins. Potrivit lui, tema din acest an, orizonturile postglobalizării, este destul de relevantă. Putin a spus că, în mod clar, modelul de globalizare care a fost creat în mare parte de țările occidentale în urmărirea propriilor interese a devenit, în mod natural, învechit și se confruntă acum cu o criză profundă. Apare un nou sistem de relații internaționale, mai echitabil și mai democratic, care va răspunde mai bine nevoilor majorității globale. Cu toate acestea, a adăugat el un grup bine cunoscut de țări, care s-a obișnuit să domine afacerile mondiale, nu se va opri în fața a nimic pentru a-și păstra influența în declin, folosind șantajul pur și simplu și tacticile de presiune cu mână forte, înlocuind în același timp dreptul internațional cu un fel de ordine bazată pe reguli. O astfel de linie politică destabilizatoare a declanșat atât criza din jurul Ucrainei, cât și escaladarea tragică a conflictului israeliano-palestinian, a mai declarat Vladimir Putin, citat de Tas.